Frustrată și dezamăgită de viața ei, Gina Pandele se întoarce în casa părintească. Bărbat nu! Copil nu! Bani nu! Să te întorci acasă la 38 de ani nu e prea bine. Altele vin acasă în vizită cu bărbat, copil și în mașină. Și viața cu mama ei este așa cum se aștepta. Mama! Dar ce faci că dormi? Ha? Puturoasă! Aoleo! Unde te-am trimis eu, mă? Să faci treabă? Și tu stai și vorbești la telefon? Ai minute, a? Însă nici surprizele nu se țin departe. Un salut, Gino. Salut! Vă rog să mergeți regulamentar, pe dreapta. Unde naiba să mă duc mai pe dreapta? Ești în mijlocul drumului. Nu e adevărat. În curs circulație. Care circulație, a? Dar el te place, de când eram mic și te bătea. E terminat după tine. Dacă mai mergi pe mijlocul drumului cu bicicleta, îți dau amendă. A zis că tot întreabă de mine. Costele! Costeluș, mamă. Du băiatul în camera aia bună. De ce? Du băiatul în camera aia bună. Ți-aduc acum cafeluța aia. Bun, frumos. Vorba aia. Bărbatul trebuie să fie un pic mai frumos ca... Știm noi cine. Ginuțo, eu te plac. Dacă și tu mă placi, e reciproc. Eu mâine la 6 termin programul, dar tu la 6:30 poți să vii. La mine. Vezi că poate. Încep eu să te aștept pe tine. Ginuțo, ce nebunate că e. Asta e femeia la care visezi din copilărie. Iar lucrurile se complică. Parcă cineva a vrut să-mi intre în casă. Mi-a forțat ușa. Vin acum să vedem. Să rămână? Am venit să vă mulțumesc pentru că ați fost la mine acasă. Unde ești? Am niște treabă. Nenorocito, mi-ai furat bărbatul. Intervenim, șeful. Ce? Nu ieșim de aici nici bătuți. Dă-mi drumul la port. Au! Ce fac? Au! Babă nebună! Ia-mă de aici! Au! Bună. Bună. Ce? Ți-au picat ochii în gură? Oare ce se va întâmpla cu Gina? Cum se va termina totul? Eu mă duc la bar să beau o bere, poate mai dau de vreun cunoscut ceva. Drăguț! Poate mi și tu.